În perioada 28-31 octombrie 2013, Institutul de Sondare a Opiniei Publice CSCI a efectuat o cercetare sociologică la comanda Fundației Multimedia. Potrivit sondajului, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al României, premierul Victor Ponta ar câștiga detașat cu 32%. Acesta este urmat de Crin Antonescu, Mihai Răzvan Ungureanu, Cătălin Predoiu, Elena Udrea, dar și alții. În ceea ce privește încrederea, premierul Ponta are și aici cele mai multe voturi față de. Antonescu cu doar 25%. Studiul se referă și la alegerile europarlamentare. În acest caz, cei mai mulți alegători ar vota cu PSD, urma de PNL, PDL, UDMR și PPDD. Cercetarea sociologică a fost realizată pe baza unui eșantion de 1123 de persoane în perioada 28-31 octombrie, având o marjă de eroare de plus-minus 3%.